Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la cel mai spontan vlog al meu. Ăsta este primul vlog pe care îl fac atât de spontan, fără un plan înainte. Totul este improvizație, deci îmi asum dacă o să mai spun greșeli și îmi pare rău. Și cel mai important este că medicii și toți care se află în frontul întâi, în primul front care se luptă contra acestui virus, au nevoie de ajutor, au nevoie de tot ajutorul nostru. Așa că eu vă invit să donați. Lângă mine am televizorul, dar nu pot schimba camera acum, fiindcă nu filmez cu telefonul, acesta este aici. Am pe Antena 1, nu vreau să fac nimic sponsorizare, nu. Doar că acum se urmează un teledon. Suni, să spun de o vedetă, poți vorbi cu ea, poți afla mai multe chestii, cum poți dona. Și vă invit să donați prin toate metodele care există. Deoarece medicii au nevoie de aparatură, au nevoie de teste, au nevoie de mănuși și echipamente de unică folosință pentru a putea combate virusul și pentru a nu se îmbolnăvi. Deja știm situația din Suceava, situația din București, situația din Focșani, în care peste 120 ceva de medici și asistente și cadre medicale au fost infectate. Nu dorim ca acest lucru să se împălzească în toată România. Avem nevoie ca medici să lupte contra acest virus, nu să cadă prada acest virus. Am format numărul telefon, nu știu dacă se vede. O să sun și vedem ce vedetă o să ne răspundă și o să-i cer mai multe informații despre acest lucru. O vă ruga pe aceasta să ne dea mai multe detalii. Haideți să vedem. Sper că s-aude. Până acum au trecut 5 minute. O să dau fast forward pe filmare, ori decupez. Oh, bună ziua, bună ziua! Eu fac acum un videoclip în care rog oamenii să doneze. Și dacă puteți da mai multe detalii. Păi să doneze la 1848, puteți tot donez, sau să sune la numărul de pe ecran și să spună cât donează și luni sau marți să te-i sune cineva. Ok, succes cu tot ce faceți, vă țin pumnii. La cât am văzut telefoane, pa. Ok, pa. Chiar acum uitați, o să donez și eu ca să nu... Nu chestia ține de bani sau așa, adică oricum stăm în casă și nu cheltuim banii pe alte prostii în oraș. 8848, deci nu uitați acest număr. 8848. Scriu și un mesaj, puteți scrie orice. Am scris împreună cu o inimioară. Sper că focalizează. După ce am trimis. Mulțumesc pentru vizionare, a fost totul foarte spontan. Cred că o să apară astăzi acest videoclip. Ne vedem la viitoare, pa, pa! Got the smoke in me, got rum in me cup. My girls wind up on the dance floor. All the girls wind up on the dance floor.